Da, în primul rând, tu vrei să demonstrezi că și tăticii se pot implica mai mult decât o facem, poate, în creșterea copilului. Și ați venit să ne arătați niște figuri de sport. Voi am înțeles că lucrați împreună acasă, Sport Sofia, așa este? Da. Ia să vă vedem. Ce? Dacă tot ești tătic implicat și poate că uneori nu mai ai timp să ajungi la sală, acolo unde bărbaților le place foarte mult, cred că poți să faci niște exerciții foarte haioase, dar și utile, haioase pentru copil, dar și utile pentru tătic. Sofie, încercăm? Vii la mine pe unul? Hai să vă vedem chiar acum. Dan Cruceru și Sofia. Deci asta era figura, de asta ați intrat. De exemplu, sunt clasicele genuflexiuni, da? Așa. Odată ce copilul crește, greutatea devine mai mare, da? 14 kg în momentul de față, da? Ia, nu mai văd nimic. Vai, deci e și foarte distractiv pentru copil, pentru că... Stai să... Pauză. Pauză. Pentru că la rândul lui e implicat în activitatea ta. Uite, și acum vorbim de... Te ajutăm noi cu microfonul. Partea asta, triceps, nu? Hai să vedem dacă știi să... acolo, puteai să te joci așa. Ia. Hop! Aha! Și devin foarte grele. Ia uite, hai sus. Păi tu ce crezi, că poți lucra așa fără greutate? Păi ca să ai performanțe, trebuie să lucrezi cu, împreună cu Sofia. Și crede-mă că sunt din ce în ce mai grele, nu? Păi, să știi că și eu am avut o perioadă asta în care am încercat, e adevărat, fără Sofia sau fără un ajutor acasă, dar nu mi-a ieșit, adică m-am lăsat. Lasă voi că încerc eu schimb... locul tău. Flotări. Hai și flotări să vedem, hai. Te uiți pe... Acolo. Hai să vedem și un exercițiu de flotări. Ajut eu, te ajut eu cu microfonul. Hai, că asta n-am mai făcut-o. Hai, da. Hai, 1, 2, 3, 4, 100, 101, 102, mamă, bravo! Aplauze încă o dată pentru Dan Cruceru și Sofia, ne bucurăm că ați trecut pe la noi și mă bucur foarte tare că te-am cunoscut. Sofia, ăsta e microfonul tău. Un exemplu foarte frumos de tătic și de fică. Felicitări! Mulțumesc frumos! Mesajul de încheiere este foarte clar. Bucurați-vă de copiii voștri, copilăria lor este o singură dată și nu știți când devin mari, când devin adulți și pleacă de lângă voi. Cam și o să vezi cât de rău o să-ți pară că ai ratat. Momentele cariera, astea. Banii, tec. Sunt pe locul al doilea. Mulțumim tare mult, o lecție astăzi pentru toți tăticii, fie că sunt din showbiz, fie că nu. Vorbim acum despre mămici, mergem mai departe și vă spunem că Ioana Ginghină este în culmea fericirii. Fica ei și a lui Alexandru Papadopo.